Bă, ce faceți aici? Singuri? Vlad? Bă, închide-mă camera aia. Bă, sunt foarte supărat pe tine. Ne ascundeți ceva? Da. Oh. Hello guys, astăzi plecăm în Turcia, dar nu plecăm cu oricine, plecăm cu Munteni. Munteni. Ce a fost vocea aia, frate? Pe lângă noi mai vine și Ceanu. Cel mai important lucru de astăzi este că avem cam 50-50 să pierdem avionul, 50 să plecăm în vacanță. Tu ce zici, Cristi, că o să se întâmple? Eu zic că ne întoarcem la București. Eu zic că pierdem vacanța. Tu ce zici, Vlad? Pierdem avionul sau? Sigur, cu siguranță. Sigur, nu? Adică... sigur, îl pierdem. Doamne ajută. Tocmai ce am ajuns în aeroport. De acum trebuie să mergem să ne facem check-in-ul. Istanbul 9:35, check-in la 20:26. Oficial, guys, am prins avionul. Mergem în vacanță până la urmă. A venit Ceanu. Bă, are pașaport chinezesc, nu vine People Republic of China. Deci ca să înțelegeți, eu am uitat că sunt chinez și am nevoie de viză pentru Turcia. Nu pot să cred, adevărat? Da, da, dar mi-am făcut acum câteva zile. Bă, am uitat că trebuie să o arătă. Nu, adevărat, ești chinez? Asta te noi, în loc să ne odihnim, să dormim înainte de plecare, să fim și neodihniți ca pe avion să ne putem distra și acolo să putem să ne distrăm și așa. Ceanu, omul se juca de segun cu ruși. Ceanu e cel mai deștept. Când se pune în avion, direct... Oficial am făcut gata, check-in-ul. Guys, oficial am făcut check-in-ul. Exact. Și o să urcăm în avion. Da. Puh, fi cald acolo, ar putea să ne scădă? Am venit și noi să ne luăm ceva de mâncărică așa de dimineață. Un fast food de dimineață, cum trebuie, nu? Cristi? Da. Cristi, fa sală? Hai că... urcăm în avion, sunteți pregătiți, boys? Mergem în Beijing. Oficial, guys, este a 10-a oară când plecăm în China. Abia aștept să mergem în China. Ok, unde cobor? Ne-am urcat în avion, suntem aici cu Ceanu, este colegul meu. Eu voi dormi pe umărul lui și el va dormi pe umărul meu. Lăduțul Munteanu. Lăduțul Munteanu. Ce faci, mai pus la story? Yeah. Oficial, ne mișcăm. Suntem în Turcia. Ne-am urcat în limuzina. Știi ce am făcut până acum? Pur și simplu am vorbit într-o limbă inventată de noi, doar că să ne amuzăm. Arigo ziga, nigo do. Baklava narghile. Puneți-mi voi în comentarii dacă nu făceați chestia asta când erați mici. Hello, me. Mamă, frate, cât am motorul. Tocmai ce am ajuns la destinație și a venit să ne iau o mașină care arată absolut genial. Deci are un interior, doamne, deci mor după el. Hai să vară și vouă. Ia ziceți, băieți, cum e? Cum e? Frumos. E ce trebuie? Bine. Guys, deci mașina cu care ne îndreptăm către hotel mi se pare că arată excelent de bine. Zici că e o limuzină într-un van, dar faza e că ai și loc la cap. Eu care am 1,90 m, am câteva locuri la cap. Abia aștept să ajungem la hotel, să vă prezint totul, pentru că o să fie foarte, foarte tare. Guys, Ceanu nu se simte chiar așa de bine. Este răuț, trebuie să-și revină. Ceanu, like revină. Ceanu, da, dacă dați un like cu Ceanu, mai fericit. Dacă îmi dați un follow, mă revin. Joacă tavanul ăsta, tată. Am ajuns și noi la hotel, mamă, deci arată genial, abia aștept să fac un tur cu toată nebunia asta de hotel și cu camera unde o să stăm și cu ce activități o să petrecem aici, pentru că o să fie genial. Genial. Vlad Munteanu? Am ajuns și noi la Rixos. Guys, în momentul ăsta facem un mic tur al resortului. Stăm aici cu Vlad pe spate. Yes, și cu băieții pe spate, uitați-vă cu ce ne plimbăm. Oficial putem să spunem că începem petrecerea. Mamă, cât de bine arată chestiile alea de acolo. Nu mai am răbdare să ajung o dată în cameră să ne distrăm. Ia uite, bă, gorila aici, amor. Tot complexul ăsta și tot resortul ăsta îți dă așa o stare, nu știu, aparte. Nu e foarte tropical, e gen vibe-y așa, îmi dă un vibe de jungle.
Zici că suntem în șlung, la mai se jungă. Abia aștept să vedem camera. Da, și eu chiar sunt tare curios. Fix în momentul ăsta mergem către camera noastră. Real time reaction, hai să vedem ce se întâmplă. Ok. Mamă, ce viu! Bine, 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 bine! Băi! Piece de resistance! Piscinescul! Bine! Bă, băieți, nu știu de voi, dar eu abia aștept să începem nebunia, sincer. Eu zic că vlogul ăsta o să ajungă în istorie, nu știu cum. Deci, ăsta nu, ăsta nu, oricum nu mai e un vlog, ăsta e deja o experiență. E lifestyle. E lifestyle, e ceva complicat. Wow, și... avem și chestia asta aici, aici avem o altă terasă și aici este o altă cameră. Bă, mi se pare că arată bine rău de tot, nu știu cum să o zic, abia aștept să dăm drum aici la un chef. Am ajuns și la măsuță, uitați ce și-a luat Ceanu. Și uitați ce mi-am luat eu. Ca să nu mai zică haterii cum de m-am îngrășat eu așa de repede. Uitați-vă cum am îngrășat cu multă, multă mâncare. Ce priveliște frumoasă avem către mare, frumos. Ce trebuie. Băieții au pornit un meci de ping-pong. Se joacă aici. Mare, mare meci. Ia să vedem cine câștigă. Scrieți la comentarii cine câștigă. La înainte să vă uitați. Cristian. Uite, uite, mă. Ce știu? Bine. Oh, cu minte. Let's go! Ah, bine! Uite-ți un pescăruș. Ce faci, tati? Stai, nu pleca, nu pleca! Stai puțin! Cealule! Chinezul, Vlad. Ia uite pe ăsta, bă. Bă, ce fac? Am dat skip la câteva ore, n-am mai filmat absolut nimic pentru că aici, seara de seară, se organizează petreceri și din câte știți, noi suntem niște mari amatori de petreceri, așa că n-am luat camera după noi, dar ne-a distrat maxim, așa că azi începem o nouă zi, hai să vedem ce se întâmplă azi. Doamne, deci ador view-ul ăsta, îmi place rău de tot cum se combină piscinuța asta cu culoarea asta deosebită cu acești copăcei, nu știu, e un vibe. Guys, astăzi ne controlați viața, așa că vreau să-mi spuneți unde vreți să ne petrecem ziua astăzi. Am postat un story în care v-am întrebat unde vreți să ne petrecem ziua astăzi, am pus spa, piscină și sală. Hai să vedem ce o să votați. Între timp, până votați voi, o să mergem să mâncăm ceva ca să ne începem ziua forță, pentru că ne e foame rău de tot. Uitați-vă și voi ce view mișto avem. Ne-a luat o masă bună, calorică, frumos, cu cartofei, cu orez, cu paste, puiuți și un pic de salată. Tocmai ce ne-am întâlnit cu Jack Sparrow, boy, ce papagal are. Așa de mare. Uai, cât de tare e, nu vine să cred. Ce tare. Guys, tocmai ce am făcut niște poze pentru Instagram care au ieșit super, super bombă. Dăm și noi ture de plajă, că mereu se întâmplă să ajungem la mare sau un loc din astea tropicale și să nu vedem marea, pur și simplu stăm la piscină să facem alte activități. Îmi plac foarte, foarte mult tripurile de genul ăsta și oamenii care sunt deschiși la anumite lucruri, pentru că, gen, pur și simplu l-am întrebat pe om, să urcăm pe ea să facem niște poze. Da, sigur, intrați, să faceți ce vreți. Frate, cât de tare, nu? Omul ăsta face TikTok-uri și pe Buddha, pe peste tot face TikTok-uri ăsta. Fugi, mă fac sirena. Bă, băieți, aveți grijă cu stropitorile astea să nu vă faceți sirene. Deja m-am făcut. Am terminat cu conținutul, am făcut în jur de 10 TikTok-uri de persoană, am făcut poze, am făcut toate chestiile astea și acum mergem la o activitate surpriză, dar hai să vedeți. Plecăm într-un parc de distracții imens din Turcia, unde o să ne distrăm maxim. E plin de surprize, de carusele, de nebunii și abia aștept să vi-l prezint în totalitate. Pe lângă noi, cei patru, vom mai avea un invitat special astăzi, așa că rămâneți până la finalul vlogului să aflați cine. Ce părere ai, Cristi, de ziua de astăzi? Cum va fi? Respect! Vreau să mănânc. Somn direct. Ți-e somn? Eu m-am trezit de dimineață să mănânc pentru că... la 8 și porm a fost și la cursul de yoga. Da, a fost și la sală, plicat. Și la ora 11 a fost la Zumba. Da. Dar așa era. Dar băieții s-au trezit cu 10 minute înainte să urcă o mașină. Ai, la eu, locul
ăsta se numește The Land of Legends și arată absolut genial. M-am gândit că o să fie un mic perculeț, dar arată monstru rău de tot. Hai mă, ești nebun și intrăm în Casa Albă. Aaaa, mă, uitați-vă că dă binată. Fraților, uitați-vă cât de dulci. Veni și noi să mâncăm. Ne punem la astea, luăm cu tot cu bol. Acum ne facem niște poze ca să apărăm undeva. O să vedeți voi. Bun, ți-a ieșit bine. Perfect. Ți-a ieșit bine, Vlad. Mă jos. Bine. Uite-mă pe mine acolo. Tocmai am ajuns la castelul. Băi, fratele meu. Asta e Disneyland-ul Turciei, ca și cum, nu? Nu mă așteptam ca locația asta să fie atât de genială, dar e bine, mereu să fii surprins, nu? Mamă, frate, cât de exotic arată totul. Vedeți roller coaster-ul ăla de acolo și ăsta de aici? Aparent sunt unele dintre cele mai mari roller coaster-uri din Turcia și noi o să mergem în ele, dar vă dați seama că n-o să iau camera. Cât timp crezi că pică Cristi? Un minut. Hai, ai 20 de secunde. Nu te împotrivi, du-te după el, unde să-l ții, du-te și... Bine, bine! Haide, mă, ține-te! Fix acum intrăm în tărâmul fericirii. Hai să vedem cât de fericiți o să fim. Era un copil care plângea în tărâmul fericirii, cum e posibil așa? Nu prea e pe fericire, tărâmul fericirii. Ia, ascultă-mi melodia asta. Băi, direct dintr-un quest, jur. Auto-attack! Auto-attack! For the king! Defeated! Greetings! Defeated! Ce-mi place muzica asta? Este remixul! Mamlele! Olele! Ce faci, Cristi? Te răcorești? Bă, cred că se simte foarte bine! E bine, nu? Uitați-vă ce frumos se vede. Cristi a venit cu ideea nebună, super extra, să ne dăm în călușei. Cred că o să facem asta. Pare foarte scary, însă noi suntem niște băieți curajoși, noi așa, Cioanu? Da. Și o să facem asta. Ce senzație! Oh! Mamă, cum face! E o senzație super, super și în același timp foarte, foarte super. Mamă, ce-mi place călușei! Mama, s-a rupe. Asta e remixul, gen. Oficial Hyper Coaster este unul dintre cele mai periculoase roller coaster-uri din lume și noi vrem să ne dăm în nebunia asta. Deci nu cred că vă dați seama pe cameră cât de mare e și cât de lungă e. Dacă putem să facem o comparație, nu știu dacă știți ciocanul ăla de la Constanța. Cred că e de 4 sau 5 ori înălțimea. Mamă, frate, aici e gigantic, gigantic. Mie de obicei mi-e frică să mă dau în chestii de genul ăsta, dar cred că asta o să fie o mare, mare exclusivitate în care cred că o să-mi înfrunt frica asta și o să mă dau și eu. Care tocmai l-am primit, mi se pare excepțional. Mai ales fata de lângă mine, fetița mică de lângă mine, care nu zicea nimic, era... Și eram... La, ți-a plăcut? Tot plimbându-ne pe aici, uitați-vă cu cine ne-am întâlnit! Mamă, cât... Mergem să mâncăm? Mergem să mâncăm, că nu mai pot de foame! Suntem aici, mână de influencheri. Thank you, thank you so much!
Thank you. Nu mă aplaudă lumea așa nici la concert să moară Jackson. Bye bye. Vlad, unde ești? Mă uitam mai în față. Bă, ce faci aici? Singuri? Vlad? De ce te iei de mine? Am avut niște discuții. Hai, hai la tine, hai la tine. Ce faci aici? Chide-mă camera aia. Bă! Chide camera. De ce stăteai cu Vlad? Ce vrei de ei? Ne ascundeți ceva? Da. Stați să oameni care vă iubesc. Spuneți-ne și nouă ceva. Păi dacă ascundem, nu e... Suntem foarte curioși, gen. Chide camera aia. Bă, Iuliana Peregoi, sunt foarte supărat pe tine. De ce? Pentru de ce că nu mi-ai dat un răspuns, apropo de Vlad. Păi și eu după aia ce mai răspund pe vlogul meu dacă răspund? Bine! Iuliana Peregoi, marketing level 999. Oficial am învățat primul meu dans pe TikTok. Și cum a mers? Arată! Bine! Poți să te filmezi, tu arată cum era.